Spania petrece după performanța istorică de la Campionatul European de Fotbal. Pentru a patra oară, ibericii au ridicat marele trofeu în prezența regelui Felipe și a infantei Sofia. Fără să piardă un meci, Spania a adus perfecțiunea până în marea finală. Întreaga peninsulă iberică a urmărit partida cu sufletul la gură, însă au fost în fața televizoarelor și milioane de români. Spania s-a încoronat aseară regina fotbalului pentru a patra oară. Spania invincibilă, au scris și jurnaliștii străini după parcursul perfect al selecționatei condusă de Luis de la Fuente, un antrenor care a reușit să ducă echipa spre victorie la toate cele 7 meciuri de la acest campionat. Mai mult, spaniolii au înscris în total 15 goluri, cele mai multe din istoria competiției. Unul dintre marcatori este puștiul minune Lamine Yamal. Lamine Yamal a împlinit 17 ani cu o zi înainte de finală și a strălucit cu o pasă de gol care l-a transformat în cel mai tânăr campion la Euro și care l-a uimit și pe regele Felipe al Spaniei prezent pe stadion. Toată Spania a urmărit partida, iar milioane de oameni au ieșit în stradă să sărbătorească titlul, din Madrid până în Barcelona și din Pamplona până la Bilbao. Euforici, suporterii Furiei Roșii, cum este supranumită selecționata Spaniei, au cântat până în zori. Campiones, campiones! Pe lângă faptul că au scris istorie, jucătorii naționalei Spaniei se întorc acasă și cu peste 28 de milioane de euro. 11,3 milioane le vor împărți între ei. Cred că am fost clar favorit să câștigăm. Sincer, sunt foarte mândru. Este al 3-lea campionat pe care îl trăiesc. E ceva extraordinar. Astăzi, la prânz, jucătorii naționalei spaniole au părăsit hotelul din Berlin, unde erau cazați, și au plecat spre Madrid, nu înainte să le mulțumească gazdelor. Este incredibil. Mulțumim încă o dată tuturor celor care ne susțin și care ne-au susținut pe parcursul acestui campionat. E ceva nemaipomenit și abia așteptăm să ajungem acasă și să petrecem. Sute de mii de suporteri așteaptă să-și vadă idolii la Madrid. Autocarul echipei va defila pe străzi începând cu ora 20, ora României. Finala campionatului Euro 2024 a fost urmărită de peste 3 milioane de români. Când a început festivitatea de închidere a campionatului, la ProTV se uitau deja 1,5 milioane de telespectatori, iar în minutul de aur erau 3,3 milioane de persoane. Peste 2 milioane au fost și la festivitatea de premiere, astfel că ProTV a înregistrat o cotă de piață de aproape 60%. Pentru asta vă mulțumim!